Cum poate Bitcoinul să prăbușească prețul acțiunilor Tesla? Pentru a înțelege mai bine această conexiune, o mică istorie referitoare la Bitcoin și ce se întâmplă în momentul acesta față de 2018. Dacă ne uităm pe căutările care au fost făcute pe Google referitoare la Bitcoin, în 2018 se vede că a fost un spike foarte puternic, iar anul acesta, în 2021, este deja un alt spike, dar mult mai mic ca și amplitudine față de ce a fost în 2018. Acest lucru a fost observat de către un analist pe Bitcoin pe care îl cheamă Yasin Elmanja. Concluzia la care a ajuns el a fost așa: dacă ne uităm pe ce s-a întâmplat acum în 2021, vârful de căutare, care a fost pe 8 ianuarie, a fost doar la 50% față de ce a fost în 2018, și de atunci a scăzut la 25%, cum se vede în graficul din imagine. Întrucât investitorii sunt acum mult mai familiarizați cu criptocurențiurile, comparând față de ce era în 2017, concluzia care se trage de aici ar fi că de fapt acum căutările sunt făcute de hedge fund-uri și de instituții și nu de către indivizi. Adică în 2017, da, spike-ul a fost mult mai mare pentru că au fost foarte multe căutări de la investitori individuali, care fiecare, da, venea cu 5, 10 mii, 20 de mii și așa mai departe, dolari. Acum, un hedge fund manager poate să bage milioane sau miliarde în Bitcoin și căutările sunt mult mai puține, pentru că hedge fundurile sunt mult mai puține decât investitorii individuali. Dacă această analiză e corectă, s-ar putea să ducă la o schimbare majoră pe piața acțiunilor. Dacă multe dintre firmele actuale care sunt cu vizibilitate mare pe piață vor cumpăra Bitcoin și îl vor înregistra în aseturile companiilor. Despre asta voi explica mai bine în partea a doua, când voi spune ce înseamnă legătura lui Tesla cu Bitcoin. Și în final, concluzia este cum poate fi afectată orice firmă mare care va investi un procent semnificativ din resursele pe care le au în Bitcoin. Același analist a ajuns referitor la Ethereum la concluzia inversă față de Bitcoin, și anume că acum investitorii individuali sunt cei care fac research pe tema Ethereum și nu firmele mari, cum se presupune că ar fi la Bitcoin. Acest lucru e o schimbare interesantă de trend. Și ceea ce sugerează acest lucru este faptul că dacă deja Musk a investit în așa ceva, e posibil să fie urmat și de alte firme mari. Și acest lucru, în principiu, poate să ducă la o creștere în continuare a Bitcoinului. Nu mă aștept de 3-4 ori, să spunem, la 200.000 de dolari per Bitcoin. Dar teoretic se poate și dubla de la nivelul maxim cât a fost anul ăsta, 40 ceva de mii, spre 90.000, 100.000 de dolari. Și asta având în vedere că se fac căutări destul de puține pe Bitcoin și nu o să vedem spike foarte mare pe Google. Asta nu înseamnă că investitorii individuali nu caută și nu vor căuta în continuare, doar că în acest moment, în 2021, spike-ul este mult mai mic față de ce a fost în 2017-2018. Acum să revenim la Tesla. Ce legătură are Bitcoin-ul cu
prețul acțiunilor Tesla. Având în vedere că Tesla a investit 1,5 miliarde de dolari în Bitcoin, adică vreo 7% din banii cash pe care i-au, care sunt în jur de 19 miliarde de dolari, problema care apare este de la felul cum au definit ei această investiție. Și anume, dacă ne uităm pe documentele completate către SEC, apar așa: Indefinite Lived Intangible Assets. Ce înseamnă chestia asta? Pentru acest lucru a trebuit să fac o verificare, să văd ce înseamnă Digital Assets are Indefinite Lived Intangible Assets. Și căutăm pe internet, rezultatul este unul puțin surprinzător pentru unii. Și pentru mine a fost, că n-aveam habar ce înseamnă chestia asta înainte. Ok, voi folosi în continuare termenii din engleză, pentru că nu știu cum i-aș putea traduce să nu fac vreo greșeală dacă încerc traducerea. Dar sper să fie clar pentru toți despre ce e vorba. Deci ce se spune în contabilitatea americană este că atunci când înregistrezi un indefinite life asset, trebuie să faci ceva care se cheamă impairment. Adică atunci când se completează rapoartele financiare trimestriale și cel anual, trebuie să înregistreze acest impairment. Deci, un impairment cost trebuie să fie inclus la cheltuieli, la categoria cheltuieli, când valoarea curentă a respectivului asset, în cazul nostru Bitcoin, este mai mare decât valoarea de piață la momentul respectiv a aceluiași activ. Adică, dacă Tesla a cumpărat Bitcoin-ul și a plătit 1,5 miliarde pe Bitcoin, la momentul în care face raportul financiar, Bitcoin-ul, să presupunem că valorează 1 miliard, asta înseamnă că Tesla a pierdut 500 de milioane și trebuie să înregistreze acest impairment cost, care se calculează exact așa: valoarea cu care a fost cumpărat bunul minus valoarea cu care poate fi vândut la momentul respectiv. Deci dacă el a fost acum 1,5 miliarde, s-a vândut cu 1 miliard, la momentul respectiv valoarea lui este de 1 miliard, nu că s-a vândut, deci fără să-l vinzi, doar dacă îl păstrezi, că l-ai în companie, tu trebuie să înregistrezi această pierdere de 500 de milioane. Deci încă o dată aici nu se pune problema că să-l vinzi, doar că este deținut. Deci Tesla deține Bitcoin-ul, nu-l vinde, dar dacă valoarea Bitcoin-ului scade, când face raportul financiar trimestrial, trebuie să înregistreze o pierdere de X dolari, care este diferența între valoarea cu care a cumpărat Bitcoin-ul și valoarea Bitcoin-ului la momentul raportării. Dacă ne uităm, de exemplu, acum la Tesla, la venitul net de pe ultimul trimestru, a fost 369 de milioane de dolari. Deci dacă Bitcoin-ul scade cu 40 ceva la sută și ajunge aproape de 1 miliard ceea ce deține Tesla, Tesla va trebui să înregistreze aproape 500 de milioane de dolari pierdere. Și având în vedere că probabil în trimestrul întâi anul acesta nu va avea câștig mai mare de 360-370 de milioane, cât a fost și în decembrie, probabil chiar mai puțin, pentru că trimestrul întâi al fiecărui an este
un trimestru destul de încet pentru Tesla și Tesla că face venituri mai mici decât în celelalte trimestre, în primul trimestru al fiecăruia. Deci, pentru cine nu este atent aici și citește doar rubrica Net Income, în caz că Bitcoin-ul ar scădea, Tesla poate să aibă un profit foarte mic sau poate să apară din nou chiar pe pierdere. Și comparând acest fapt cu celelalte, cu trimestrele din urmă când a avut, investitorii s-ar putea să își vândă acțiunile la Tesla. Și asta să ducă la un sell-off și la o scădere destul de dramatică a prețului acțiunilor. Deci, doar Bitcoin-ul, din cauza volatilității pe care o manifestă, poate să aibă un efect foarte puternic asupra acțiunilor Tesla, în caz că se întâmplă așa ceva. Iar Wall Street-ul reacționează fără să-și dea seama că, de fapt, pierderea aia se referă oricum la o pierdere nemarcată în momentul respectiv, pentru că Bitcoinul nu este vândut. Dar aici Tesla trebuie să o înregistreze în contabilitate ca și pierdere. De ce a făcut Musk chestia asta? Din două motive. Deci, deocamdată, dacă consideram acest fapt, dacă Bitcoinul scade ca valoare, faptul că va înregistra ori un profit foarte mic, ori chiar o pierdere, înseamnă că Tesla nu va mai plăti niciun fel de impozit. Deci câștigă de la taxe aici. Chiar dacă pe moment o să ducă acest lucru, o să ducă la un sell-off și o scădere a prețurilor acțiunilor, care totuși în final își revine înapoi. Asta s-a întâmplat cel puțin până acum, la Tesla. Partea a doua. Acum, dacă după ce a scăzut Bitcoin-ul crește înapoi, atunci se face un reversal of impairment. Adică, dacă trimestrul trecut a scăzut, spunem, cu 500 de milioane, după aceea, trimestrul viitor, Bitcoin-ul crește, Tesla ajunge înapoi să valoreze 1,5 miliarde, deci a crescut înapoi cu 500 de milioane, Tesla va înregistra pe profit acei 500 de milioane. Deci în trimestrul următor va înregistra 500 de milioane în plus față de ceea ce înregistrează din vânzarea de mașini. Și astfel, deci se poate întâmpla ca în caz că Bitcoin-ul a scăzut, acțiunile să scadă prețul foarte mult, după aceea în trimestrul următor, dacă crește Bitcoin-ul la loc, probabil pot să-și revină și investitorii să aibă la un moment dat, deci când există sell-off-ul, posibilitatea să cumpere Tesla la un preț foarte bun. E adevărat, există și posibilitatea ca în final cei de pe Wall Street să-și dea seama ce se întâmplă cu Bitcoin-ul și în ce înseamnă volatilitatea Bitcoin-ului pentru rezultatele Tesla și să facă ajustările necesare astfel încât poate să nu existe un sell-off foarte puternic. Dar nu trebuie să uităm totuși că Tesla este deținută și în destul de mare proporție și de investitori individuali, care s-ar putea pur și simplu să își vândă de frică imediat acțiunile și să ducă la un mini crash la momentul respectiv.